statul societății spre democrație și bunăstare. Stimați colegi, cu un an înainte de expirarea mandatului, declar cu toată certitudinea și responsabilitatea că Parlamentul actual, ca și cel precedent, este un pas înapoi, în comparație cu cele de până la 2001. Pe alături, avem de a face chiar cu o propanare a ideilor de parlamentarism, separarea puterilor, statului de drept. Funcția de bază a Parlamentului este creația legislativă. Subliniez cuvântul creație. Nu cred că cineva din deputați poate contesta faptul că astăzi creația are loc în alte centre de putere decât în legislativ. Ele sunt, în primul rând, președinția, apoi guvernul și, în ultimul rând, organele de conducere a Partidului Comuniștilor. Guvernanții neglijează total un principiu fundamental al democrației, indiferent de raportul forțelor politice, instituțiile statului exprimă interesele întregii societăți. Caracterul clientelar al Partidului Comunist se manifestă prenat și din în activitatea legislativă. Proiectele de legi pregătite de dânsii au cel mai favorizant regim, iar tot ce propune opoziția este într-un mod total respins, fără a se respecta măcar aparențele unui exercițiu democratic. Nu au fost examinate inițiativele legislative din partea opoziției două. În 2006, 24, 2007, 20. Acest lucru a fost făcut fără o motivație serioasă, cu încălcarea flagrantă a prevederilor regulamentului Parlamentului. Același lucru persistă și în activitatea comisiilor permanente. Prin votul majorității și subvenție, toate inițiativele opoziției. O interpelare. Membrii guvernului, în frunte cu prim-ministru, încalcă schidător și conștient articolul 125 al regulamentului Parlamentului, ignorând obligația de a se prezenta la ședințele plenare pentru a răspunde personal și în termenele stabilite la interpelări, nemai vorbind de caracterul formal al răspunsurilor transmise și acele cu greu înscris. La fel de grav este faptul că Parlamentul este total înlăturat de tot ce ține de politică externă și, în special, de la soluționarea conflictului din raioane de est. Președintele țării trebuie să înțeleagă faptul că problemele ce țin de interes național nu pot fi soluționate fără întrebarea dreptei societăți, prin reprezentanții în Parlament, inclusiv din opoziție, din structurile societății civile. Modul de soluționare a conflictului transnistrean trebuie să fie acceptat de întreaga societate și nu poate fi rezultatul jocurilor de culise sau a târgurilor politice unde domină interesele personale și de grup. Miza e iarăși pe votul majorității din legislativ, însă aceasta e prea puțin pentru procesul reunificării țării. Parlamentul, utilizând toate părțile funcționale, e dator să intervină și să participe în procesul reglementării transnistrene, readucându-l astfel în alte aceleași. Stimați colegi, stimați deputați, din propunere pentru a convoca în regim de urgență a unii ședințe speciale a Parlamentului, care să pună în discuție chestiuni abordate și pentru ca Parlamentul să revină în poziția care este conferită de norma constituțională și de către norma legală. Președintele statului vecin România se adresează către cetățenii săi. Prin să trăiți bine. Eu am senzația de cinci mai mult că președintele țării se adresează către cetățenii săi cu întrebarea mai trăiți. Păi mai trăim un președinte și vom trăi și noi bine. Vă mulțumesc pentru atenție.